Bună dimineața! Astăzi vreau să discutăm câteva cuvinte sau câteva vorbe sau cum zice Bubsu. Bună dimineața! Circul din pădure o să aibă ceva anume. Haideți să vorbim despre Elena Udrea, fost consilier prezidențial pe timpul președinției, ia să zic domniei, domnului Traian Băsescu, fostă soție de Cocoș, la care a renunțat din anumite motive. I-a cântat serenade domnului președinte Traian Băsescu din anumite motive, a fost ministru turismului, așa, a implementat cu succes Frunza României, după care, după pierderea mandatului a domnului Traian Băsescu, pentru că l-a pierdut, că nu a mai fost ales și a cincea și a șasea oară ca Vladimir Putin, ajuns să fugă din țară, în Corsica, să fie judecată, și după ce a fost judecată și înainte de toate a fost și la seminarul teologic de la Cluj, pentru că a fost ortodox, a trebuit să-și facă și un copil, pentru că na. Cine știe, după ce a fost judecată ea și Bica și au ajuns la pușcărie, așa, a trebuit să facă un copil. De ce a ales Corsica și Italia? Păi decât să mă jignească o țigancă românească, o criminală românească, o violatoare, o prostituată. Și ce mai știi tu? Prin pușcărie, care știi, a făcut între timp și un copil cu un băiat întâlnit la seminarul de teologie. Și copilul, să crești copilul, da? Că cine știe, dacă mă extradează din Corsica, mă întorc la noi în pușcărie și cine știe, poate mă violează o prostituată sau mă ucide o criminală. Sau mai știu eu ce. Știi? Practic, decizia și mai zici că prahovenii sunt răi. Iată ce sunt. Cât de buni sunt buzoienii! Nu toți. O parte. Cât de buni sunt! A renunțat la domnul Cocoș, un bogat și influent, care avea nume frumos. Parcă ar fi mors Elena Băsescu, decât Maria Băsescu, nu? Dragă Elena, n-a mers. Știi? Și neapărat a trebuit să facă un copil, că n-a. Dacă ajunge în țară, în România, și o extradează, și într-un final a extradat-o cu chiu cu vai, pentru că nu aveau așa ceva, trebuie să mai iasă afară de la mititica când și când, sau să reducă sentința. Și copilul a făcut copilul și a ajutat-o pe Elena Udrea. Acum, mâine, poi mâine,
O să vedem noua clasă de politicieni a României, apretată, spălată, cu perborat as, călcată în pușcărie și îndreptată. Adrian Năstase, Mircea Cosma, Vlad Cosma, Elena Udrea, Alina Bica, Radu Mazăre. Aceștia sunt triumfătorii Parlamentului României dinainte, care acum sunt extradați de prin închisori străine cu chiu cu vai, că na, trebuie să scape cu viață din a noastră pușcărie, nu aia străină. Cel puțin acolo stau liniștit, n-am dușmani și nu mă ucid. Aici, când ajungi în țară, am îmbolinat-o. Mă extrădează la mine în țară, știi? Foarte tare. Deci, apretați, călcați, în mititica, îndreptați, sau la școala de corecție și toate cele. Va fi o nouă clasă de parlamentari. Așa e în viață. La început, dăm din nou exemplu. Pe doamna Elena Udrea. A fost soție de Cocoș, dar parcă n-a fost un nume bengos. A fost consilier prezidențial și ministru al turismului, care a creat frunza României, care acum e ca și cum e afară. A căzut din copac. Au venit măturătorii și au adunat-o în sac și au făcut-o compost. Așa. Să vedem. Mai departe. A divorțat, a fost în Dubai. A fost prinsă, încătușată, condamnată, bineînțeles, pe nedrept, ca toți ceilalți. În Corsica, dusă, făcut copil ca să iasă din când în când și să-ți se reducă sentința. Nu știu cum e la băieți, dar nu prea merge. Cu concediu de paternitate de pușcărie. Încă n-am auzit așa ceva, dar cu ai noștri cabrazii chiar se poate așa ceva. Și mâine, păi mâine cum am spus, îi vedeți pe liste la parlamentare. Radu Mazăre scos 10 ani după de pușcărie. Elena Udrea scoasă din pușcărie. Dai, cine mai e? Mircea Cosma, Adrian Năstase și nu o să mă prindă în viața mea, frate, nu o să mă prindă că sunt jurist și toate alea. He, cum? Băi, mă lași, dacă ăștia mă prind, parcă și văd că a fost un pariu, eu mă împușc. Na, că s-ar putea să fie, știi? Și s-a împușcat și tot așa. Și câți ori mai fi, dar sunt noua clasă politică a României. Spălată, călcată, apretată. Vreau să zic și ceva porcos, dar e duminică și de post. Așa,
în mititica, îndreptată și gata. Înțelegi? Mata. O zi plăcută în continuare. Sper să avem succes la noastră votare. Doi la mână. La mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua de Sfântul Nicolae, Nicoleta, Nicolae. O zi plăcută în continuare.